Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează. Și ați luat vreo măsură în sensul ăsta? Măsura poate e luat, din punct de vedere al meu ca și instituție, ca prefect, nu pot să obrig pe cineva dacă el nu pricepe. Cu atâtea mandate îmi cunosc cetățenii. Dacă au vorbit pe un drum, ei nu mai dau înapoi. Că nu le convine unora, că toată presa m-ar fi aplaudat dacă aș fi făcut o anume numire care o aștepta, nu știu, chiar nu mă interesează. Nu am nevoie nici de avizul presei, nici de altcineva. Așa am considerat eu că este potrivit acolo, așa am acționat și mi-asum asta. Cui mi-e convine problema lui? Eu spun că în turul 2, în mod obligatoriu, dreapta va merge unită și toate semnalele primite până astăzi de la partidul de dreapta spun, confirmă acest lucru. În turul 2, cine intră cu Victor Viorel Ponta vor câștiga președinția și președintele va fi la drept. Este foarte trist că ne ciondănim între noi fără a ne pune problema dacă facem parte din Uniunea Europeană, cum facem să ajungem cu adevărat europeni. Știți ce? N-am nevoie nici să mai fiu consilier județean decât să ajung să mă trag de brăcinar cu un securist. Este cinstit să fiu un consilier obscur. Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează, cu Gheorghe Paul Stanislaw. Bună seara, doamnă și domnul, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Invitatul meu din această seară este domnul Ioan Costu, consilier local, rectific județean. V-am retrogradat, ca să spun așa. Timpul nu-i trecut, încă e posibil. E posibil. PPDD, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Prea repede mi-a venit rândul. Bună seara, telespectori dumneavoastră. Da, a fost domnul consilier Petean săptămâna trecută în studio, v-am invitat și pe dumneavoastră. Mi-am propus să încerc să aduc în fața telespectatorilor pe consilierii județeni care se trag de aici din Maramureșul istoric. Din păcate, pe unii nu reușesc, indiferent cât de mult aș încerca, ba aș închid telefoanele, ba nu mai răspund la telefon. Nu e cazul dumneavoastră și a domnului Petean sau domnul de la PNL, dar nu știu dacă mi-aș știu numele acum, că îmi scapă. Pană, Nu. De la PNL, Ioan Tivadar, da. Tivadar. Domnul Pană Viorel are și bolnav, am înțeles, are tot felul de probleme. Vă mai întâlniți așa cu consilieri județeni în plenul ședințelor de Consiliul Județean? Da, vă spun foarte cinstit că suntem chiar prieteni și contrar așteptărilor sau nu avem haine politică acolo, nu avem haine colorate. Toți suntem sigheteni și eu mi-aș dori sincer, să ne întâlnim toți între emisiunea dumneavoastră, să vedeți cum da, participă la ședințele în plen? Categoric, toți participăm, da. Deci există, ca să spun așa, cel puțin fizic. Există. Deci, sighetenii sunt bine determinați și conturați acolo. Și eu sunt prieten și cu Pană Viorel, și cu Tivadar, și cu... Și mi-aș dori, într-adevăr, o emisiune cu toți consilierii județeni, să vedem ce putem face, ce n-am făcut sau ce va trebui să facem pentru sigur. Eu v-aș întreba astăzi, în începutul discuției noastre, ce ați făcut dumneavoastră în calitate de consilier județean pentru Sighet, pentru Maramureșul istoric, acolo în Consiliul Județean? Da, sincer vă răspund că n-am mai făcut nimic, sau aproape nimic. Am fost până în prezent doar 3 consiliere și cu cei 6 din opoziție, am format un grup de nouă, care oricum nu însemna mare lucru. Deci Consiliul Județean Maramureș până în prezent a avut o majoritate largă. Ce am făcut? N-am obstrucționat. În majoritatea cazurilor, de bună seamă, am votat cu puterea. Mi se păreau, sau poate necunoștinți cauze, tânăr în politică, dar mi se păreau proiectele puse în discuție bune. Ne trebuie și groapă de gunoi, ne trebuie și spital județean, ne trebuie și drumuri. Să știți că eu vin acum de acasă, din Bucovina, cele mai proaste drumuri, fără dor și poate, sunt în Maramureș. E o plăcere să te duci pe un drum modernizat sau pe un drum bun și un chin să treci prin slopul. Și pe bună dreptate, nu acuz pe nimeni acum, dar clasa politică din anii trecuți nu și-a făcut datoria.
Da, ați întrebat, apropo de Consiliul Județean și de actualul președinte al Consiliului Județean, domnul Zanfir Ciceu, i-ați întrebat vreodată în ședințele de plen ce au făcut în acești doi ani? Că să te plângi de vechea guvernare e foarte ușor. De obicei asta se spune. Am primit o grea moștenire de la ceilalți. Dar au trecut doi ani de când și dumneavoastră sunteți Consiliul Județean și dânsul e președinte Consiliului Județean. Director, nu există ședință de Consiliul Județean să nu se discute despre drumuri. Iată acum, în ultimul, domnul Gui de la PDL a ridicat el problema și a zis că la Borșa amenință populația să blocheze drumul. L-a invitat pe domnul președinte Ciceu Zanfir să vină în cadrul comunității de acolo și să spună punctul de vedere. Să știți că am trecut și am văzut. Aceste drumuri au rămas începute, abandonate, există firma Actor pe dincolo, nu știu ce, nu știu ce ni se explică nouă. Eu n-am tehnicieni ca să văd cum e. Se negociază, se negociază, e greu. Consiliul Județean va găsi până la urmă, chiar până la sfârșitul acestui an. Neapărat trebuie termina drumul pe Cavnic, pe partea cealaltă. Dar și mai spre Bărsana, nu? Mai spre Bărsana, sigur. E un drum impracticabil acum. Ce să mai vorbim de Prislop? Este excepțional de frumos să mergi de la Sighet la Moisei. Aproape nici nu simți când n-ai ajuns acolo. Dar de acolo e un chin. Și au dreptate. Vedeți dumneavoastră, am vizitat câteva mănăstiri din Moldova. Am fost ieri cu un coleg sâmbătă. Am venit azi. Acolo se vede turismul. Acolo se vede. La noi, cine, cum? Când ne-ai izolat, se vorbește când ne-ai izolat fluturi, că a tras el pe partea Sucevii. Nu, e vinovat. A tras pentru comunitatea lui. Nu știu unde era Man, unde erau ceilalți atunci, că am rămas total izolați. Da, v-aș întreba, ca să ajungem în zilele noastre, că vorbiți foarte mult despre trecut, domnule Costuc, dar sunteți acolo în Consiliul Județean de 2 ani de zile, este și domnul Zetea, președintele PSD Maramureș și vicepreședintele Consiliului Județean acolo în plen. Da. Ați semnat și un protocol, vorbim și despre asta un pic mai târziu. Acum e la transportul Ioan Rus și cu toate acestea pe drumul de la Moisei către Prislop e situația care e acolo dezastroasă. Acolo sunt niște probleme în instanță. Firma cu care s-a semnat are pretenția să fie despăgubită. Firma care vrea să preia lucrarea, vrea să stupăm gropele pe seama Consiliului Județean sau nu știu pe seama cui, pe seama statului, gropile care au făcut ceilalți și apoi să reînceapă lucrările. Acolo s-a greșit enorm de mult. Eu nu vreau, nu sunt specialist, nu vreau să intru în profuzimea datelor, dar în ce dumneavoastră mi-ați adresat o problemă corectă și pertinentă. Eu aș vrea să răspund după un an la această problemă, dacă voi mai fi în protocol cu PSD-ul, pentru că din cauza asta am semnat acest protocol. Să găsim puncte comune, să putem și noi cere ceva, stând în opoziție. Nu satisface electoratul. Cum? Dacă nu rezolvi, din cele 100 de puncte pe care le avem și care nu e cazul să le expun, dacă vreți pe toate acum, dacă vom realiza ceva, 5, 10, tot vom face ceva pentru comunitățile noastre. Dacă vom sta cu mele în semn opoziție, ce vom spune peste... Băi, mai sunt 2 ani și vin la legile locale. Ce vom spune? Cu ce ne vom lăuda? Că am stat în opoziție? Da, haideți să vedem și știrea care a fost pe TV Sighet zilele trecute, ca să intrăm și în semnarea acestui protocol și la nivel local între PSD și PPDD. Dacă avem știrea, să vedem. Potrivit acestui protocol de colaborare, în județul Maramureș vor fi demarate acțiuni de constituire de majorități, atât în consiliile locale cât și în Consiliul Județean pentru susținerea proiectelor. Reprezentanții celor două formațiuni politice susțin că nu au fost negociate numiri în funcție ale membrilor PPDD, însă unele voci din interiorul partidelor spun că numirile nu vor întârzia să apară. Liderul PPDD Maramureș, Panfil Cristi, a declarat că discuțiile între cele două formațiuni politice se poartă de mai multe luni. După 2 ani de mandat ai consilierilor PPDD s-a ajuns la concluzia că cea mai bună soluție este colaborarea și nu crearea de animozități, a mai spus Cristia, după semnarea protocolului de colaborare. La nivel național, premierul Victor Ponta a anunțat că PPDD nu va primi locuri în guvern. Da, aceasta este știrea de săptămâna trecută, de vineri, înțeleg că ați fost și dumneavoastră prezent, domnule Costu. Da, am fost prezent și eu, a fost prezent și consilierul local Mihali Gavrilă.
Am fost cei trei consilieri județeni și cu trei consilieri municipali. Doi sunt la Baia Mare, unul a lipsit că a fost bolnav la Baia Mare. Problema e că am semnat un protocol de principiu, un protocol de colaborare pe linie administrativă și pe linie politică. Pe linie politică nu ne atacăm, ne sprijinim reciproc. Vedeți, în situația în care se organizează dreapta și stânga va trebui. Noi suntem partid de centru stânga, exact, drumul nostru era spre stânga. Și fără să fiu ipocrit sau popular, sau, e normal că electoratul nostru este unul de stânga. El chiar poate că provine din PSD, ne-am dus spre PSD, unde să mergi dacă să nu mergi spre un partid de guvernământ, spre cel mai mare partid și să-ți găsești posibilități de a satisface electoratul propriu. N-am cerut nimic, n-am cerut nici funcția de vicepreședinte județean, nici funcția de vicepreședinte în anumite comunități. Noi am mers pe următoarea idee. Noi n-am provocat moartea USL-ului. Cu cât între cele mari, între cele două mari partide sau trei câte sunt, vor crește animozitățile, probabil PSD-ul ne pregătește ca încet să ocupăm locul. A rămas președinte Marinescu, vicepreședintele Constituțean, nu cerem această funcție. Au rămas în comisii. Să fim puțin mai clar, nu ați cerut sau nu vi s-a dat? Nu, n-am cerut. Deci, vă spun și n-am cerut nimic. Uitați-vă, pentru edificare concret dumneavoastră, eu și colegul meu PPD, Consiliul Județean Mărginean, nu suntem cumprinși în niciun consiliu de administrație. Doar noi doi. Ceilalți au câte două, trei consilii, chiar dacă sunt din opoziție. N-am cerut nici acum. Deci nu cerem neapărat ceva pentru noi. Dar, domnul director, trebuie să mulțumim cât de cât comunitățile care ne-au votat. Ce fel de partid suntem dacă nu vom aduce un punct măcar din programul nostru de 100 de puncte comunităților? Și vrem să sprijinim, chiar la concret, și până acum a făcut la fel, chiar conducerea județului Maramureș. Uite, am votat de urgență podul peste Ulmeni, peste Someș, am dat un drum național chiar în administrarea orașului Ulmeni. Așa s-a crezut că e mai bine, fără să așteptăm ordonanța guvernului. Da, îl avem și pe partenerul dumneavoastră de protocol, înțeleg, de la PSD, domnul Gabriel Zetea. Bună seara, dacă vă un om deosebit, da. Bună seara, domnule Zetea. Bună seara. Înțeleg că și dumneavoastră în Maramureș sunteți de cealaltă parte semnatarul protocolului de colaborare dintre PSD și PPDD. Puteți să ne spuneți concret din partea PSD ce presupune acest protocol aici în Maramureș? Ce ați oferit reprezentanților PPDD? Am oferit întreaga noastră colaborare și susținere vis-a-vis de proiectele pe care PPDD le are ca și propuneri în administrațiile publice locale sau la nivelul Consiliului Județean și așteptăm de la PPDD, sigur, aceeași susținere. Acestea sunt singurele lucruri care sunt trecute în protocol. Protocolul este public, poate să fie consultat de către oricine, pentru că așa am făcut de fiecare dată, nu avem anexe ascunse, așa cum am auzit că au fost alte protocoale de-a lungul vremii. Noi nu am dorit decât, până la urmă, să asigurăm stabilitate la nivelul consiliilor locale și la nivelul Consiliului Județean. Este, până la urmă, lucru care interesează cel mai mult. Consilierii locali, atunci când intră în plenul ședințelor, fie la Consiliul Local, fie la Consiliul Județean, să dezbrace cumva haina politică, având asigurată, sigur, înainte susținerea politică pentru proiectele pe care le propun, iar apoi acolo să discute doar problemele administrației publice locale. Dar înțeleg din ce spuneți dumneavoastră că practic ați oferit o strângere de mână și o semnătură doar colegilor dumneavoastră de la PPDD în Maramureș. Nu, am cât de credibil este asta în politică? Am oferit mult mai mult, încă o dată. Am oferit susținerea Partidului Social Democrat, care este astăzi cel mai mare partid din județul Maramureș, nu doar PPDD-ului, tuturor partidelor, până la urmă, care doresc să facă administrație publică locală, care doresc să-și depună slujba cetățeanului. Pentru că doar de a vorbi în ultima vreme politică, așa cum am văzut că fac colegii, de exemplu, de la PNL și de la PD, care în ultima vreme vorbesc doar despre schimbări de majorități în cadrul consiliilor locale sau în cadrul Consiliului Județean,
sau ce fuziuni vor mai face, de parcă pe cineva interesează astăzi, după 2 ani de zile de la legile locale, ce majorități se pot reface sau face sau cine cu cine va mai da, face. Să nu spuneți că protocolul ăsta s-a semnat în plan local doar așa pentru că vi s-a trasat de la centru și nu tot politică se face și prin acest deci, protocol. Atunci nu l-ați mai fi, încheiat, nu? Încă o dată. Noi nu am semnat, nu avem aceste discuții de 2 săptămâni de zile de când s-a semnat la nivel central protocolul între PSD și PPD. De un an de zile discutăm anumite probleme care există în cadrul administrației publice locale. De un an de zile încercăm să stăm la aceeași masă pentru a rezolva din punct de vedere politic anumite blocaje în consiliile locale, în special. Vă dau exemplu, un cabnic unde există... Dar vreau să vă întreb despre poziția noastră privitoare la orașul Cavnic, acolo unde domnul Petruț spune nu am nevoie ca în Consiliul Local să fac majoritate, pentru că acolo eu am o majoritate de 2-3, nu se pune problema să mă susțină PSD-ul. Așa că, nu știu, nu văd că nu funcționează până la urmă protocolul ăsta așa cum credeați vineri. Așa spuneți dumneavoastră în momentul ăsta. Nu, așa se vede din declarațiile partenerilor dumneavoastră cu care ați semnat vineri. Alo, o secundă, stați un pic, că nu s-au terminat toate discuțiile. Acest protocol a fost semnat la nivel județean. Din acest moment putem să trecem la nivelul fiecărei organizații locale, să încercăm să-i aducem la aceeași masă și oamenii care au prea mari orgolii să fie cumva potoliți, pentru că funcțiile pe care le obțin în administrația publică locală sunt funcții temporare, funcții care le obțin pentru un anumit mandat, iar munca pe care eu o depun acolo trebuie să fie în folosul comunității și nu orgoliile personale contează. La Cavnic, vă rog să nu uitați că Partidul Social Democrat are ales primarul, iar Consiliul Local a ales un viceprimar. Sigur, primarul PSD, viceprimarul PPDD astăzi nu se înțeleg. Acest protocol la nivel județean ne dă o unealtă mână, astfel încât să putem să stăm și cu primarul și cu viceprimarul așezat, astfel încât proiectele orașului Cavnic să meargă înainte, să nu există blocaje în ceea ce privește propunerile pe care primarul le face Consiliul Local, iar Consiliul Local nu le votează. Sau invers, propuneri pe care Consiliul Local le face și primarul nu le pune în practică. Mai sunt foarte multe alte situații, de exemplu, cum este la Dragomirești. În acest moment există o situație problematică între propunerile pe care le primarul, majoritatea din Consiliul Local. Sunt proiecte, până la urmă, finanțate de către Ministerul Dezvoltării în Dragomirești. Chiar în acest moment vorbim de o rectificare bugetară care ar trebui să fie făcută în orașul Dragomirești. Da, haideți să ne întoarcem la discuția noastră, domnule Zetear. Vreau să vă întreb, până la urmă, protocolul ăsta va fi un fel de, nu știu, spunea un vechi PSD-ist al nostru, o sulă în coasta viceprimarului de la Cavnic. Pe baza lui veți spune, stăm la masă, nu mai face scandal că până la urmă e un protocol semnat la nivel județean și trebuie să-l respect și la Cavnic? Nu, o secundă. Ce am spus? A spus că acest protocol este o unealtă mâna noastră, astfel încât să putem să aducem pe baza acestui protocol oamenii la aceeași masă. Să stea, să discute problemele punctual, care ce problemă are și să încercăm să le rezolvăm. Noi atât putem să facem. Sigur, eu am încurajat de fiecare dată independența organizațiilor locale ale PSD și politica locală care se face să primeze în fața politicii județene. Dar, repet, asta nu înseamnă că vom face politică doar pentru orgolii. Toți cei care au orgolii trebuie să facă un pas în spate. Și primarul, și viceprimarul. Și nu o fac pentru ei. O fac pentru căvnicari, dacă vorbiți astăzi despre Cavnic. Așa este normal. Așa văd eu politica. Bun, asta înseamnă că protocolul, din perspectiva noastră, funcționează și va ajuta să rezolvați astfel de neînțelegeri în teritoriu, nu? Puteți să aveți puțină răbdare, că de-abia l-am semnat săptămâna trecută acest protocol, urmează ca în perioada următoare să stăm de vorbă cu fiecare organizație în parte, acolo unde sigur avem reprezentanți, acolo desigur unde PSD sau PPDD reprezintă ceva în Consiliul Local, că nu peste tot PSD are cei mai mulți consilieri sau PPDD are cei mai mulți consilieri. Sunt câteva locuri punctuale unde sigur vor trebui făcute anumite discuții, unde animozitățile între cele două organizații trebuie atenuate, pentru că, am spus încă o dată, administrația nu se face ca și politica. Politica, sigur, presupune orgolii, dar administrația publică locală nu. Administrația presupune muncă în folosul comunității. Dacă vrem să înțelegem lucrul ăsta, putem să mergem mai departe cu județul. Altfel putem să facem ceea ce fac colegii de la PSD,
să discutăm doar politică și nu administrație. La ora actuală, considerați că în baza acestui protocol PSD-ul are împreună cu PPD-ul majoritate în Consiliul Județean Maramureș? PSD-ul alături de partenerii, în primul și în primul rând din USD, alături de Partidul Conservator, alături de UNPR, alături de UDMR, alături de PPDB și alături de PNL, până la urmă, pentru că noi împreună am fost aleși în Consiliul Județean, USL... Dar cu PNL și cu PDL-ul nu aveți protocol în cadrul Consiliului Județean? Eu cu PNL-ul eu știu că avem un protocol care este de vreo 10 ani de zile la nivelul județului Maramureș aproape și care funcționează foarte bine. Dar îl solicitați și îl exprimați doar atunci când e nevoie de o colaborare cu PNL-ul și PDL-ul sau el este chiar scris și în funcțiune? N-am avut niciun protocol niciodată și nici nu o să avem. Cu PNL-ul avem și în acest moment un protocol, avem mai mult de atât. Avem o foarte bună înțelegere, în primul și în primul rând. Toate proiectele Consiliului Județean sunt discutate înainte între PSD și PNL, alături de UNPR și PC și UDMR. Stăm înainte de ședințele de plen ale Consiliului Județean și voturile, să știți că sunt comune. Eu nu cred că o să găsiți vreun vot din 2012 încoace, inclusiv după ruperea USL, vreun vot care să fie diferit între grupurile PSD și PNL în Consiliul Județean Maramureș. Deci astăzi, la nivelul Consiliului Județean, funcționează această înțelegere, pentru că, până la urmă, consilierii au fost aleși împreună, au compatibilități în ceea ce privește proiectele Consiliului Județean unii cu ceilalți. V-ați înțeles și cu colegul dumneavoastră de la UNPR, domnul Ambruș, care spunea că nu vrea să aibă o colaborare în Consiliul Județean cu un securist cum e Panfil Cristea? Bun, a fost o declarație mai veche asta, din câte știu. Da, nu e foarte veche, e de vreo lună și ceva. Bă, asta în politica de astăzi, asta înseamnă că e destul de veche. Dar dânsul de ce n-a fost la semnarea protocolului? Pentru că a fost un protocol semnat între PD și PPDV. Din câte știu eu, ultima dată domnul Ambruș era președintele UNPR. Deci nu este membru al Partidului Social Democrat. Revin la întrebarea privitor la Consiliul Județean. Ce se va întâmpla din perspectiva dumneavoastră în momentul în care PNL și PDL vor fuziona prin forma în care vor dori și va exista un singur partid care va fi practic în afara acestui protocol pe care îl aveți? Eu am înțeles că am intrat la o emisiune serioasă. Emisiunea serioasă tratează subiecte care sunt pe ordinea de zi. Fuziunea între PNL și PDL nu este una de actualitate. Asta din perspectiva noastră, dacă întrebați un liberal sau un pedelist, o să vă spună că e de foarte mare actualitate pentru partidele lor. Am văzut toate declarațiile liderilor PNL și PD, se vorbește de o fuziune undeva prin 2017, cine știe când. Deocamdată, în ceea ce privește alegerile prezidențiale, se vorbește despre o alianță, cum au fost foarte multe altele în România. După alegerile prezidențiale, odată ce se vor fi pierdut până la urmă, sau mă rog, câștigat, pentru că nu pot eu să știu cine va fi președintele României, această fuziune va pierde interesul. Nu cred până la urmă că se va întâmpla așa ceva. Să dacă se va întâmpla este până la urmă problema lor, dar astăzi vorbim și în cadrul Consiliului Județean Maramureș și în cadrul Consiliilor Locale de grupuri diferite, PNL și PDL. S-ar putea să se schimbe lucrul acesta. Mi se pare o amenințare la adresa protocolului pe care l-aveți cu ceilalți? Nu discutăm astăzi despre niște lucruri care eu nu cred că se vor întâmpla. Până la urmă, concluzia ar fi că celor de la PPDD Maramureș nu le-ați oferit nimic. Cel puțin asta spunea și domnul Costiuc, invitat astăzi în emisiune. Încă o dată, dacă dumneavoastră vi se pare puțin lucru, faptul că dorim să facem administrație și nu politică, faptul că vrem să rezolvăm problemele comunității, faptul că vrem să mergem în cadrul Consiliului Locale cu anumite discuții făcute înainte, astfel încât să nu existe scandaluri în Consiliul Locale, să atenuăm multe dintre divergențele pe care grupurile de consilieri le-au acolo, astfel încât proiectele să poată fie votate, nu mi se pare chiar deloc puțin lucru. Dar acolo unde, de exemplu, noua majoritate constituită din PSD și PPD va bloca, să spunem, anumite proiecte de hotărâre în Consiliul Local. Credeți că se va face deja politică sau administrație? Că insistați foarte mult pe partea de administrație, dar în condițiile în care anumite proiecte vor fi practic blocate pentru că nu vin din partea unui primar PSD sau PPDD sau UNPR, atunci deja vorbim despre politică în Consiliul Local, nu? O să vă rog să-mi dați un exemplu cum se va întâmpla așa ceva.
când va fi, cu plăcere am să vi-l dau. Mai am unul, dar e cam vechi, vorba noastră în politică, așa că n-are rost să vi-l dau, că e de vreo lună și ceva. Vă mulțumesc mult pentru intervenție, domnule. Cu mare plăcere. Domnule Costuc, întorcându-mă puțin la știrea aceasta cu domnul Petruț, care spune că nu are nevoie de majoritate în cadrul Consiliului Local de la Cavnic, am să vă rog să urmărim știrea ca să fie și telespectatorii noștri în temă. Regia, dacă avem știrea, să ascultăm. Viceprimarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț, spune că protocolul încheiat între PSD și PPDD este unul benefic, doar că la Cavnic el nu va funcționa. Petruț arată că e momentul ca în orașul pe care îl reprezintă să se identifice soluții pentru dezvoltarea lui, după o bună perioadă de timp în care la Cavnic au existat doar conflicte între el și primar. În principiu am avut niște discuții cu primarul. Dacă suntem oameni maturi, în funcție de fiecare subiect, în funcție de fiecare problemă existentă, putem să stăm la o masă și să discutăm, nu să pune problema. Problema lui să fie înțelegere și într-o parte și din alta. Eu sunt dispus să renunț de la mine dacă trebuie să plăți în orice, numai să facem ceva pentru oraș. Deci, pentru a putea face ceva pentru orașul ăsta, sunt dispus la orice sacrificiu. Vladimir Petruț mai spune că în Consiliul Local Cavnic nu are nevoie să facă majoritate cu Partidul Social Democrat. Nu am nevoie în Consiliul Local să fac majoritate, pentru că în Consiliul Local eu am o majoritate de două treimi, care nu-i problemă. Deci nu se pune aici problema să mă susțină PSD-ul sau și aici se pune problema strict de colaborare dintre mine și primar. Atât. Deci în Consiliul Local PPDD-ul are 10 consilieri din 15 care votează, deci nu se pune problema asta. Problema lui să fie înțelegere la nivel de autoritate. La alegerile europarlamentare, PPDD a obținut la Cavnic 37,6% din sufragii, în vreme ce alianța PSD-PC-UNPR doar 28,2%. Fotbalul vine la tine! Pregătește-te pentru 5 ani de spectacol la UPC. 5 ani de fotbal din Liga 1. Toate meciurile, toate fazele, toate golurile. Vino acum la UPC. 9, magazinul casei tale. Numai la Nova găsiți mop bumbac 200 de grame la doar 2,3 lei. Cel mai bun preț la mop ecologic superabsorbant îl găsiți tot la Nova, 1,9 lei. Doar la Nova puteți achiziționa masa de călcat Mara, singura masă cuplat din panou de lemn masiv la numai 99 de lei. Și numai la Nova vă oferim tencuiala structurată profesională și vopseaua lavabilă cauciucată Durazib, garantată 10 ani. Nova. Oferte unice la cele mai bune prețuri. Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Extensia Sighetu Marmației, organizează admiterea iulie 2014. Absolvenții de liceu pot opta pentru geografia turismului pe 25 locuri gratuite și 75 locuri cu taxă, pe baza mediei la bacalaureat 100% în perioada 14-18 iulie 2014. Absolvenții de facultate, indiferent de profil, pot opta pentru masteratul de turism și amenajarea teritoriului pe 25 locuri gratuite și 25 locuri cu taxă. Criterii de selecție: 50% media la licență și 50% interviu. Perioada de înscriere 14-18 iulie 2014 cu interviu în 21 iulie 2014, ora 9. Înscrierea se face la sediul facultății din strada Avram Iancu, numărul 6, Sighetu Marmației. Facultatea de Geografie te așteaptă! O casă ține o viață dacă are temelie trainică, dar mai ales un acoperiș rezistent. Viking Prujinski, cel mai mare producător de țiglă metalică și tablă cutată din Polonia și din regiune, este soluția.
Viking Prujinski produce 6 modele de țiglă metalică elegantă și rezistentă de diferite culori pentru toate tipurile de acoperișuri. Vinde tablă cutată pentru acoperișuri și fațade, ferestre de mansardă, șgheaburi și burlane din tablă și PVC, materiale de înaltă calitate, tehnologii moderne de producție, design desăvârșit. O acoperire ce conferă rezistență și durabilitate, garanție de până la 30 de ani, prețuri promoționale. Alege produsele Viking Prujinski. O decizie inspirată pentru locuința ta. Husqvarna prin Ursa Mare SRL lansează campania de primăvară. Vino să te convingi de promoțiile mult așteptate. Cositor Ferrari de la 7.499 de lei, moto unelte cu fir și disc de la 799, iar fierăstraiele au prețuri începând tot cu 799 de lei. De asemenea, campania de primăvară aduce prețuri promoționale și la pompe de apă și generatoare de curent. Tot la Husqvarna găsești mașini de tuns iarba, accesorii și piese de schimb pentru produsele comercializate, consultanță și serviciu profesionist. Când spui Ursa Mare, spui Husqvarna. Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, bloc B3, lângă TV Sighet. Telefon 0362 415318 sau 0754 556642. Primăvara este mai frumoasă când folosești utilaje de la Husqvarna. În peisajul medical privat maramureșan, la doar un an după inaugurare, Clinica Someșan a ajuns să asigure cele mai complexe servicii de investigare imagistică, laborator de analize și consulturi clinice care, alături de tratamentele de specialitate medicale, inclusiv cele chirurgicale și stomatologice, sunt practicate de o echipă alcătuită din peste 100 de medici din Baia Mare, Satu Mare și centre universitare cu tradiție din România. Medicația necesară, indiferent de complexitatea acestea, este asigurată cu promptitudine prin farmaciile Someșan deschise non-stop. Serviciile clinice asigură spitalizare de zi și spitalizare continuă pentru diagnostic, tratamente, intervenții chirurgicale și nașteri. Preocuparea noastră permanentă pentru creșterea performanțelor fiind certificată de acreditările ISO și RENAR obținute după ultimele standarde în domeniu. Clinica Someșan, profesionalism, calitate, discreție și respect pentru pacienți. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Știrile TV Sighet, știrile de lângă casa ta. Probleme la examenul maturității în Maramureș. Inspectoratul școlar a deschis o anchetă după ce doi elevi au primit inițial nota 4, iar după contestații s-au ales cu note de peste 8 și 9. Un nou născut a fost transportat de urgență cu un elicopter smurt la Cluj. Copilul a venit pe lume ieri dimineață la secția de maternitate din cadrul Spitalului Municipal Sighet. Bebelușul s-a născut cu sindrom anemic și probleme pulmonare. Doi soți riscă să stea după gratii ani buni după ce au fost prinși la punctul de trecere a frontierei Sighet-Solotvino cu 322 de cartușe de calibru 7,62 mm asupra lor. Cazul a fost instrumentat de procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Sighetul Marmației. Și unii profesori se mai inspiră din fițuici. Un dascăl maramureșan a fost eliminat de la examenul de definitivat după ce a fost prins de profesorii supraveghetori cu o fițuică în timp ce susținea examenul la educație fizică. Statutul partidului rezultat din fuziunea dintre PNL și PDL este finalizat în proporție de 99,9%. Acesta va fi discutat în cadrul Biroului Politic Național și a delegației permanente a PNL de mâine, urmând să fie transmis în teritoriu pentru a fi dezbătut la nivel de filiale. Cu consilierul județean Ioan Costuc vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi. Domnule Costuc, pentru că
am vorbit despre protocolul acesta semnat săptămâna trecută, la care ați participat și dumneavoastră acolo, am văzut în imagini, dintre PSD și PPDD. Aș vrea să ne spuneți și părerea noastră privitor la poziția viceprimarului de la Cavnic, domnul Petruț, care spune că nu are nevoie el de protocol și de majoritate cu PSD-ul în Consiliul Local Cavnic. Eu, întâi de toate, vreau să susțin că prin intervenția domnului Gabriel Zetea, președintele PSD Marea Mureș și vicepreședinte al Consiliului Județean, sarcina mea e mult ușurată. Eu cred că a lămurit pe deplin condițiile în care s-a încheiat protocolul și ce mă va avea de făcut. Eu vreau să spun aici, la acest punct, că pe noi, pe PSD-iștii, ne onorează semnarea acestui protocol. De acum, în curcubeu politic românesc, va străluci și culoarea violet și suntem, poate, pentru prima dată recunoscut ca o forță politică, o forță mai mică, dar totuși un partid. Pentru că protocolul n-a însemnat nici fuziune, nici pierderea identității. Sigur, a merge alături de un partid mare, eu cred că dăm satisfacție electoratului nostru, pentru că așa vom reuși puțin, dar vom reuși să facem ceva și din programul nostru. Și mai vreau să zic ceva, iată că suntem un partid, sunt reprezentantul unui partid tânăr, tânăr, dar care s-a maturizat rapid. Încetăm cu polemicile neproductive și încercăm să satisfacem pretențiile comunităților. În legătură cu Petruț, cu viceprimarul de la Cavnic, nu cunosc toate amănuntele, dar vreau să spun că el are singur 5 consilieri și majoritatea la Cavnic se constituie din 8 consilieri. Mai are alături de el 2 de la UDMR, unul nu știu în ce coloratură, dar are în total 10 consilieri. El într-adevăr n-a avut nevoie pentru acțiunile locale la Cavnic, n-a avut nevoie de sprijinul PSD-ului, deși să spui că n-ai nevoie de sprijinul partidului guvernament, nu e chiar posibil. Dar acolo, din câte înțeleg, se identifică câteva acțiuni penale, e vorba de terenul schiabil, în care pe vremea când era doamna Elena Udrea, ministrul dezvoltării sau ce a fost? Turismului, da. Da, s-au alocat niște bani. Nu știu cum s-au cheltuit acei bani. Banii s-au alocat Consiliul Local Primării, primarul a semnat pentru toate acțiunile alea. Din moment ce DNA-ul e prezent acolo, înseamnă că sunt ceva probleme. Și eu de data asta trebuie să-l apăr și pe Petruț, deși sunt prieten și cu primarul Sandu. Cine greșește, plătește. Noi n-am semnat un protocol împotriva DNA-ului. N-am semnat un protocol împotriva condamnabililor, penalilor. Dacă va fi așa, așa. Dar pentru bunul mers al comunității din Cavnic, eu sper că va fi potolit și viceprimarul, să lase autorități să lucreze. Probabil că se vor găsi soluții, așa cum bine zicea domnul Zete. Dar sunt și alte necazuri în Consiliul Local, nu numai Cavnic. Avem la Bocicoi, mare, care nu știu cum. Și acolo, vedeți, e foarte ciudat. Chiar am urmărit o emisiune a noastră. Viceprimarul e de la Partidul Conservator, e a domnului Ciceu. Primarul e de la PSD, a domnului Zetea. Da, până la urmă se observă că de cele mai multe ori atunci când vorbim despre protocoalele astea în plan local, că vorbim despre orașe, că vorbim despre comune, deja există o problemă. Nu întotdeauna protocoalele astea, chiar dacă sunt ele semnate frumos la televizor, la municipiu, reședință de județ sau în municipiu, reședință de județ în Baia Mare, cu tot staff-ul acolo, ele nu funcționează chiar ceas, ca să spun așa, în comunitățile locale acolo, unde, iată, viceprimarul, de exemplu, de la Cavnic spune că nu are nevoie de ajutorul PSD-ului, la Bocicoi, exact cum dădeați dumneavoastră exemplul, PSD-ul și PC-ul, deși sunt în USD,
nu se înțeleg și s-a ajuns la dizolvarea Consiliului Local. Credeți că astfel de protocoale sunt ele cu adevărat un ajutor pentru a se face, cum spune domnul Zete, administrație și nu politică? Deși mă miră poziția asta, pentru că până la urmă protocoalele astea sunt emanate, ca să vorbesc tot în limbajul de la PSD, sunt emanate tot de politică. Nu faci un protocol că e un protocol administrativ, e un protocol politic până la urmă. Domnul director, vedeți dumneavoastră, o familie se încheie printr-o logodnă, apoi printr-o căsătorie. Lucrurile nu sunt bisericești într-o familie. Și acolo se creează certuri, animozități. Eu înțeleg, nici alianță și niciun protocol nu va rezista. Dar cred și sper că acest protocol semnat cu PSD-ul care ne onorează pe noi pepediștii, sper să fie unul de lungă durată, mai ales prin faptul că nu prea cerem nimic. Asta vreau să spun, vă onorează, da. Că tot spuneam mai înainte, da. Practic a fost o strângere de mână cu multă onoare, da. Dar nu v-a oferit nimic. Ce rost are? Păi vedeți, dar noi până acum tot am fost alături de ei și fără măcar să ne mulțumească. Da, am votat împreună, am stat, am urmărit, n-am avut... Dar este PPDD-ul, practic, un partid care nu avea nevoie de respect și onoare? Vă înțeleg într-un fel, că atâta vreme cât vă strigă mai și avea, domnul Ambruș, că securist și nu știu securist, cum... Securist, și-a părinit cu Lode, așa părinit cu nu știu ce. Iată, este o confirmare și lui mai puternic, și lui mai mare partid din țară, din spectrul politic românesc, că existăm. Și era nevoie și de așa ceva. Vedeți, noi am pornit împotriva tuturor, nu este productivă asemenea atitudine, din când în când trebuie să te mainești cu altul, nu știu până când, nu știu în ce condiții vom denunța acest protocol. Eu vreau să amintesc, că în politică orice e posibil. Vedeți, România a luptat 2 ani alături de Germania, 3 ani aproape, și alți 2 ani împotriva Germaniei. Ei, dar mi-te în politică, lucrurile sunt... o durată scurtă de viață. În politică se pot schimba multe și repede. Sublinierea domnului Zetea că luna trecută ceasul Sambru și veche. Și așa este. Noi n-am semnat niciun protocol, nici cu DMR-ul, nici cu UNPR-ul, nici cu cine mai, nici cu Partidul Conservator. Noi strict am semnat cu PSD-ul și cu ei discutăm. Nu cu ceilalți. Nu luăm atitudine neprincipială față de nimeni. Dar nici nu suntem datori nimic UNPR-ul, nici UDMR-ul, nici partidul PSD-ul, partidul guvernament. A făcut alianțe cu ei, acum a făcut cu noi un protocol. Am promis că vom fi corect și cinstiți față de acest protocol atâta timp cât nu va deranja programul partidului nostru. Și cu asta lucrurile au intrat în normalitate. Sigur, m-am îmbrățișat și cu domnul senator Pop, care a fost aici cu emisiune. Rezent i-am zis că de acum nu-l mai critic. Contribui și eu la separe tunelele alături de el, dacă se apucă. I-ați spus asta vineri? Da. Nu sunt legat de promisiunile pe care le-a făcut el în campanie electorală. Sunt ale lui, noi avem ale noastre, dar ce să-l mai critic om dacă mergem împreună? Este că domnul senator... Dacă ar fi să vă gândiți la perspectiva anului 2016, când probabil spuneați veți mai candida că poate să ajungeți consilier local și nu județean, credeți că această alianță, acest protocol semnat dintre partidul de guvernământ astăzi, PSD și PPDD, va însemna un plus pentru filiala sigheteană a PPDD în lupta electorală care va urma în 2016, în condițiile în care, iată, spuneați, vrând nevrând, acum trebuie să dați alopată împreună cu Liviu Marian Pop să faceți tunelul pe frumos. Tunelul, da. Dacă se apucă, trebuie să ajut. Problema care e aproape că n-am ce să răspund, că mi-ați luat și întrebarea și răspunsul. Da, noi credem că alături de PSD vom revitaliza organizațiile noastre locale, comunale. Așteptăm, haideți să nu zic eu primul, așteptăm OTV-ul din nou, așteptăm clarificarea unor situații pe plan național, așteptăm chiar și reîntoarcerea
unor parlamentari ai noștri spre matca lor firească. Eu cred că am intrat în normalitate. Dar ce ne veți spune, de exemplu, sighetenilor în 2016, dacă multe din proiectele promise de către partenerii dumneavoastră de protocol nu se vor realiza și atunci oamenii vor spune, domnule Costiuc, sunteți de treabă, sunteți respectat, da. Profesor, jucați șahul, învățați pe copii, dar până la urmă totul e o poveste. Dați-mi un minut și pentru șah în final. E adevărat ce spuneți, vedeți, eu am intrat în politică chiar pentru șah, pentru copii. La vârsta asta nu m-ar dea mie de politică, deși să zic că îmi place, nu sunt chiar rupt de realități. Eu de acum vreau să spun, din cauza electorală am intrat în acest protocol cu PSD-ul, e partid de guvernământ. Avem președinți de Consiliul Județean aici. Nu putem altfel să sprijinim vreo comunitate acolo unde avem 2, 3 consilieri, să știu ce avem. Nu putem fără a fi în coaliție cu guvernarea. De unde? Cum? Dar a ajuns pe PDD-ul un fel de UDMR, să înțeleg până la urmă? Nu chiar, nu. Departe. UDMR-ul... Dacă rotați deja guvernarea, din ce îmi spuneți? Păi ne-am apropiat de ea. Ne-am apropiat de ea, dar nu pentru a o șantaja, dar nu vreau, nu mă provocați, pentru că suntem și cu UDMR-ul, susținem guvernarea, nu vom șantaja pe nimeni, vom încerca să găsim de acum puncte comune, anume în anumite comunități și eu cred, sigur, așteptăm pe plan central lucruri mai mari, pentru că în județ nu putem elabora noi legi și proiecte și nu știu ce, dar și în județ putem identifica, uite, un drum comunal, deocamdată ne luptăm pentru drumurile naționale și drumurile județene. Eu sper că am făcut o treabă bună și sper că și electoratul nostru să înțeleagă și să aprecieze acest aspect, chiar dacă, să zic, poate că ne-am format și ca partid și împotriva PSD-ului inițial. Dar n-ai alte soluții dacă nu participi la guvernare, dacă nu... Cum? Ce să le spuneți electoratului dumneavoastră eu sper, când din toamnă se vor mări taxele și impozitele? Nu le mărim noi, n-avem. Dar sunteți la guvernare, domnule, sunteți în protocol de atunci când se dă pe bune și... Ce guvernare, trei consilieri județeni, ce guvernare? Stați un pic. Noi o să găsim în acești 2 ani, sper că se dă în acest protocol până la sfârșit, vom găsi în acești 2 ani puncte comune în care să ne dea satisfacție PSD-ul. În comunitățile ne provenim, în județul Maramureș. Și vom spune, iată, acesta a fost proiectul nostru. Aici am venit noi cu un amendament. Aici iarăși am susținut ceva. Da, per total, pe alegător o să-l doară în buzunar și faptul că s-au mărit taxele și impozitele și așa mai departe. Per total, puțin vom face, dar per total, tot electoratul va fi de vină. De ce nu ne-a votat mai masiv? Și poate că va înțelege și se va merge la urne cu alte idei și cu alte gânduri. Suntem aproape de final. O ultimă întrebare aș avea, însă, domnule Costiuc. Ce le veți spune membrilor dumneavoastră de partid de la PPDD în toamnă? Cu cine se voteze? Cu Dan Diaconescu sau cu Victor Ponta? Că a semnat un protocol cu Victor Ponta. Acum este evident că vom merge pe Dan Diaconescu. Și în turul 2, probabil, tot cu Dan Diaconescu. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în emisiune. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi. Urmează știrile. O seară frumoasă în continuare. La revedere! Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează. Și ați luat vreo măsură în sensul ăsta? Măsura poate luat, din punct de vedere al meu ca și instituție, ca prefect, nu pot să obic pe cineva dacă el nu pricepe. Cu atâtea mandate îmi cunosc cetățenii. Dacă au pornit pe un drum, ei nu mai dau înapoi. Că nu le convine unora, că toată presa m-ar fi aplaudat dacă aș fi făcut o anume numire care o aștepta, nu știu.
chiar nu mă interesează. Nu am nevoie nici de avizul presei, nici de altcineva. Așa am considerat eu că este potrivit acolo, așa am acționat și mi-asum asta. Cui mi-e convine problema lui? Eu spun că în turul 2, în mod obligatoriu, dreapta va merge unită și toate semnalele primite până astăzi de la partidul de dreapta spună, confirmă acest lucru. În turul 2, cine intră cu Victor Viorel Ponta vor câștiga președinția și președintele va fi a drept. Este foarte trist că ne ciondrănim între noi fără a ne pune problema dacă facem parte din Uniunea Europeană, cum facem să ajungem cu adevărat europeni. Știți ce? N-am nevoie nici să mai fiu consilier județean decât să ajung să mă trag de brăcinar cu un securist. Este cinstit să fiu un consilier obscur. Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează cu Gheorghe Paul Stanislao.